Vă salut, dragi elevi! La lecțiile precedente, am vorbit despre două sisteme care efectuează mișcări oscilatorii și prin intermediul cărora este mai comun să studiem mișcările oscilatorii. Este vorba despre un sistem format dintr-un fir inextensibil și o bilă suspendată în capul firului, iar al doilea sistem era format dintr-un resort de care era suspendată lumea. Astăzi noi vom atrage atenție primul sistem format din bilă și în continuare vom numi acest sistem de pendul gravitațional. Deci tema lecției de astăzi este pendulul gravitațional. Vă propun ca studiul acestui pendul sau studiul mai amănunțit al acestui sistem să realizăm prin o activitate practică. Aveți în fața noastră descrierea acestei activități practice. Deci, pentru început, trebuie să vă confecționați un pendul, devind bila de firul suspendat de static. Un astfel de sistem oscilant se numește pendul gravitațional, după cum am menționat deja, dar mai puteți întâlni încă o denumire pendulul matematic. Apoi trebuie să deplasați bila cu 4-5 cm de la poziție de echilibru, firul fiind întins. Deci, altfel spus, trebuie să abatem bila de la poziție de echilibru, firul să rămână întins și este foarte important ca unghiul la care se abate firul în raportul vertical să nu depășească valoarea de 15 grade. Ce se întâmplă mai departe după ce eliberăm această bilă? Evident că bila va porni din starea de echilibru și va efectua în continuare o mișcare oscilatorie. Noi mai departe putem să urmărim această mișcare oscilatorie, să o descriem și putem să chiar numărăm câte oscilații efectuează această bilă într-un anumit interval de timp. Iar cunoscând numărul de oscilații și intervalul de timp, ne putem determina sau putem calcula perioada, frecvența acestor oscilații. Aș vrea să menționez pentru început un moment important. Cum se măsoară lungimea pendulului? Lungimea pendulului se măsoară și este egală cu distanța de la punctul de suspensie a firului, în cazul dat de static. De asta, dacă nu aveți static, puteți folosi orice corp rigid fix, de exemplu o bară orizontală care o găsiți pe un teren de joacă sau pe un teren sportiv. Și până la centrul de greutate a bilei suspendate. Poziția centrului de greutate a unui corp de formă geometrică regulată este poziția centrului lui geometric. Din cauza aceasta, recomandăm ca dumneavoastră să suspendați de capătul liber al firului, anume corpuri care au formă geometrică regulată, pentru ca să puteți măsura lungimea pendulului cu o exactitate cât mai mult. Pentru cei care au dificultăți în crearea unui pendul real și efectuarea experimentului în condiții reale, vă propun să accesați pagina laboratorului virtual www.colorado.edu, unde o să găsiți simularea și laboratorul pentru pendulul gravitațional. Dacă veți deschide acest laborator, aici veți găsi o riglă prin intermediul care puteți măsura lungimea sau puteți schimba lungimea variind cursorul din partea dreaptă, puteți să vă luați și un cronometru, puteți să dați comandă laboratorului să vă arate și o perioadă sau o oscilație efectuată de corpul vostru în timpul când el oscilează. În continuare putem schimba masa corpului și putem da diferite valori, mai mare, mai mică. Putem abate corpul de la poziție de echilibru și sus, vedem indicațiile pentru abaterea unghiulară. Totodată putem studia oscilațiile pendulului la suprafața diferitor corpuri cerești. Și în acest caz, dacă dumneavoastră veți abate corpul de la poziție de echilibru și veți lăsa liber, mai departe o să observați aceste oscilații, o să puteți efectua diferite măsuri. Eu însă, lucrurile pe care acum vă le demonstrez folosind laboratorul virtual, le-am efectuat în condiții reale și dacă este posibil, vă recomand să accesați
în laboratorul virtual doar în lipsa posibilităților de a crea un pendul real. În continuare, mi-am construit un tabel în care am indicat valorile pe care le-am obținut. Pentru început am folosit un pendul care avea lungime de 1 metru, am suspendat o bilă care avea masă de 100 de grame și am măsurat timpul în care au fost efectuate 15 oscilații. Observ că în primul caz valoarea este de 29,75 secunde, în al doilea caz 29,48 secunde, nu este exact același interval de timp, din cauza faptului că în timpul efectuării unei măsurări, evident, comit un erori. De exemplu, în cazul dat, una din erori ar fi pornirea concomitentă în mișcarea oscilatorii a bilei și pornirea cronometrului, sau același oprirea bilei și oprirea cronometrului. Am și calculat perioada de oscilație dinamică. În primul caz, 1,98 secunde, în cazul al doilea, 1,97 secunde. În continuare, mi-am propus să văd ce schimbări ar interveni dacă să iau un pendul mai lung. Și am luat un pendul la fel lungime este de 1,5 metri, aceeași bilă suspendată cu masă de 100 de grade, am luat același număr de oscilații și am măsurat cu cronometrul timpul în care s-au efectuat aceste oscilații. De cronometru vă recomand să folosiți posibilitățile telefonului mobil, care are la compartimentul ceas opțiunea cronometru și atunci veți măsura timpul cu precizie de subiect. Calculând perioada oscilațiilor, observăm că deja obținem o altă valoare care depinde mult de primele două. Deci observăm că experimentul 3 diferă de primele două prin faptul că s-a schimbat lungimea. Continuă experimentul prin a lua o lungime de a pendulului egală cu 1,5 metri, dar am modificat bila, am luat bila de 100 de grame și am înlocuit-o printr-o bilă cu masa de 50 de grame. Am măsurat timpul în care s-au efectuat tot 15 oscilații și am găsit valoarea de 36,68 secunde. Calculând perioada de oscilații, am obținut 2,45 secunde. Urmărind acum valorile obținute în experimentul 3 și 4, putem constata că la schimbarea masei bilei, perioada de oscilație nu s-a modificat. Deci, dacă comparăm experimentul 2 cu 3, putem concluziona că perioada oscilațiilor depinde de lungimea pendulului, dar nu depinde de masa corpului suspendat, dacă comparăm 3 cu 4. În experimentul 5 am luat pendulul cu lungimea de 1,5 metri, aceeași bilă suspendată, același număr de oscilații, am observat că obțin o valoare aproximativ egală pentru timp, iarăși nu putem obține valori exacte deoarece există eroarea și instrumentală, dar și de reacție pe care o are cel care măsoară. În final am obținut 2,42. Deci prin experimentul 5, încă o dată am confirmat faptul că, indiferent de masa bilei care este suspendată pe capătul liderul filului, perioada de oscilații va fi aceeași. În concluzie, putem spune că perioada oscilațiilor depinde doar de lungimea pendulului. Ar fi ideal dacă am putea realiza acest experiment în diferite locuri de suprafața Pământului, ca să vedem în ce măsură perioada oscilațiilor depinde și de valoarea accelerației gravitaționale. Ceea ce însă dumneavoastră ușor puteți realiza folosind laboratorul virtual. Dacă o să luați, de exemplu, planeta Jupiter, o să vedeți că avem deja o altă perioadă. Deci, schimbând corpul celest, noi observăm că perioada oscilației de asemenea depinde de unde se află pendulul, deci depinde de valoarea accelerației gravitaționale. Astfel, formula pentru calculul perioadei oscilațiilor pendulului gravitațional este P egal cu 2pi radical din L supra lungime. Dacă nu o să fie indicații suplimentare, atunci pi valoarea 3,14, iar G îl putem lua aproximativ 10 N pe kilogram. Dacă o să fie indicații suplimentare de la profesor, atunci o să luăm G cu o precizie mai mare, 91
983, 979, dacă suntem la suprafața Pământului, în funcție de că suntem la ecuator sau suntem la pol. De asemenea, folosind laboratorul virtual, dumneavoastră puteți studia oscilațiile și în funcție de abaterea ondulară. Deci fie că abatem de la 10 grade, fie că abatem de la unghiul de 15 grade sau 10, 5 grade. Și atunci putem să măsurăm perioada și să vedem dacă depinde perioada oscilațiilor de abaterea de la poziție de echilibru. Încă o dată recomand ca această abatere să nu fie mai mare de 15 grade, deoarece pentru unghiuri mai mari apare efecte suplimentare care deja se studiază la facultate. Astfel, drept o concluzie finală aici, ales pe această imagine în animație, că perioada oscilațiilor nu depinde de abaterea de unghiul la care a fost adăcut schimbul de la poziția verticală. Următorul slide, deci vă propun să rezolvăm o problemă cu aplicarea formulei perioadei oscilației. Deci avem un pendul care oscilează pe perioada de 72 de secunde, trebuie să determinăm lungimea pendului. Datele problemei se dă. Perioada este egală cu 62 secunde. Vom lua, în acest caz, valoarea lui G egală cu 10 N pe kilogram. Pi este egal cu 3,14. Și vom calcula cu dumneavoastră lungimea pendului. Da, să nu. Deci, rezolvat. Formula pentru perioada oscilațiilor P este egal cu 2pi radical de 9 supra G. În acest caz, linia pe care trebuie să o exprimăm se află sub radical. Și pentru ca să putem exprima mărimea necunoscută, trebuie să ridicăm ambele părți la pătrat. O să obținem P la pătrat este egal cu 2pi radical din L supra G la pătrat. Astfel, în final, obținem P la pătrat este egal cu 2 la pătrat 4, pi pătrat, L supra G. Deci, formula finală pentru lungime, L este egal cu G P pătrat, împărțim la 4, pi la pătrat. Acum putem substitui valorile numerice. Deci rezultatul obținut în rezultatul calculurilor este de 10 metri. Deci pendulul care efectuează o oscilație în 6,28 secunde are o lungime aproximativ egală cu 10 metri. De ce spun că aproximativ? Deoarece și valoarea pe care am luat în momentul de accelerație gravitațională este o valoare aproximativă. Deci, dragii mei, ar fi fost păcat să vorbim despre pendulul gravitațional fără ca să-l menționăm pe Leon Foucault, un savant care s-a născut la Paris, un savant francez, care a construit cel mai vestit pendul, pendulul Foucault. Deci pendulul Foucault este un dispozitiv experimental bazat pe pendulul gravitațional și a fost realizat de Leon Foucault, anume prin intermediul lui, el a demonstrat că Pământul se învârte în jurul propriei axe. Aveți pe paginile indicat și linkul la o secvență video de pe YouTube. Vă sugerez acasă să priviți acest film despre pendulul de Foucault. Aș menționa că dispozitive similare se află și în Moldova. Deci găsiți un pendul Foucault la UTM, blocul de pe scala Stefan cel Mare, sau la Universitatea de Stat, în blocul 4, acolo unde se află Facultatea de Fizică. În continuare, vă sugerez să citiți din biblioteca italiană și o carte de Umberto Eco, Pendulul lui Foucault. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!